Numele meu este Jacques Fresco. Sunt proiectatorul proiectului Venus în Venus, Florida. Întreabă pe oricine ce înseamnă democrația. Ei cred că înseamnă participarea în treburile guvernului. Așa că îi întreb, ce crezi în democrație? Ei întotdeauna spun, da. I-am spus, ai votat pentru programul spațial? Pun nu. Ai votat pentru războiul din Vietnam? Nu. Ai votat pentru războiul de acum? Nu. Atunci unde n-ai mai participat? Aceasta este o iluzie dată oamenilor. Ei aleg chiar și persoanele pentru care votezi să fie sigur că vor menține lucrurile așa cum sunt, stabilite de cercurile conducerii. Așa că îi pun acolo pentru ca tu să-i votezi. Dacă am fi trăit în democrație, ar fi 5.000 de partide politice, puncte diferite de vedere. Într-o democrație adevărată ai avea așa ceva. Toate punctele de vedere exprimate la radio și în televiziune. Depinde de tine să-l oprești.